Salut, sunt Sergiu de la Ceva Altceva, iar astăzi vreau să te invit la Parcul Zoologic Rădăuți. Vom face în câteva minute un tur al parcului, vom cunoaște toate animalele care sunt aici, în spatele acestor construcții. Ce pot să spun e că e un parc zoologic singurul din județ, construit acum peste 40 și ceva de ani. Din păcate nu e încă renovat, așa cum ar trebui, dar spune doamna Angela, pe care o veți cunoaște imediat și care va fi și ghidul nostru, este cea mai frumoasă grădină zoologică, să spunem așa, din țară. Hai să ne convingem dacă așa e sau nu. Suntem cu doamna Angelica Olenici, cea care are grijă de parcul zoologic de la Rădăuți. Responsabilul parcului zoologic. E singurul din județ, din câte știu eu. Da, și în toată zona Bucovina până la Bârlad nu mai avem nicio grădină zoologică în partea noastră a Bucovinei. Avem undeva la Galați, am înțeles la Constanța și în rest a fost la Piatra Neamț un mini zoo, dar după aceea s-a desfințat. Pe ce suprafață tot parcul? 2 hectare, aproape 2 hectare 200, 21.000 și ceva, 21.960, parcă ceva de genul. Aproape cu câte animale? Cu 142 de animale. Să le luăm pe rând, așa. Da. De aici începe turul, practic. Da. Aici cumpără bilet, da. Este 4 lei pentru adulți, 2 lei pentru copii. Ok, și primul... avem aici primul... E un fel de vedetă? Da, este vedeta noastră, îl cheamă Bălu, e foarte trist că îndată trebuie să-i dau de mâncare, dar imediat o să vedeți că o să intre în acțiune, o să vă placă. Bălu și încă o femelă care avem pe interior are a doua generație de pui, deci prima generație are undeva la 1 an și 3 luni. Mai avem încă 2 pui în interior care au făcut deja 2 luni, pe 2 martie au făcut 2 luni. Sunt sănătoși, au crescut, sunt bine. Aici pur și simplu și-au săpat bârlogul, pur și simplu a încercat să sape bârlog pentru că ea a vrut să fete undeva aproape ca în natură. Aș fi vrut să las, dar problema e că pământul nu este atât de solid ca în pădure și ați văzut, după cum vedeți, chiar s-a năruit totul. Ei stau toți în aceeași cușcă, adică... Nu, pentru că el are separat, ea separat, nu. Pe ursoaică n-am scos-o din data de 2 ianuarie, n-am mai scos-o din interior. Acolo îi dăm apă, mâncare, pentru că am încercat săptămâna asta să o scoatem, dar nu vrea. Încă e frică, se teme ca să nu-i luăm pui și de asta... Pentru că pe ceilalți i-am scos când avea undeva la 3 luni jumătate, 4 luni și acum cumva cred că se teme să nu-i luăm pui. Aici avem o pereche de tigri, ăștia au fost duși de la Circul Globus, îi cheamă Franco. Hai, au fost la circ înainte. Da, deci ea este Zara și el Franco. Sunt 2 exemplare minunate. Zara și Franco. Da. Foarte frumos, așteaptă mâncare acum. Sunt nerăbdători să-i dăm de mâncare. Dar sunt superbe, extraordinar de frumos. Le-a fost greu la început să adapteze de la... Erau speriați pentru că era cușcă în interior. Și dintr-o dată au ieșit în libertate, nu dădeau seama ce se întâmplă. Dar le vine acum. Și ce vârstă au? Păi 17 ani. Media de vârstă este undeva la 25-30 de ani, ca și la lei. Aici avem artiști, spectacol care îl fac zi de zi, îi cheamă Pic și Poc. Deci stați așa, mai spuneți-mă, cine e aici? Aici o pereche de urși, fătați anul trecut pe 28 decembrie, deci au undeva la 1 an și 3 luni. Da. Aici este o femelă, ea este Pic și ăla de acolo care rupe crenguțele este Poc. Da, le-am dus Pic și Poc, pentru că l-am întrebat și pe copii. Ei veneau și întrebau cam cum ați vrea să denumească copilașii ăștia mici și au zis Pic și Poc. Ok, Pic și Poc să fie. Pic și Poc. Da, sunt extraordinar de jucăuși, se joacă, au apă, mă tem că o să rupă toți copăcei, așa cum au făcut și adulții. Aici aveți doi lupi cehi. Deci sunt doi lupi cehi, o femelă și mascul, și cealaltă este o femelă de-a noastră, autoctonă, lupaică de la noi, care a fost prinsă într-o capcană și ne-a dus nouă sub formă de donație. Aici aveți poneii, măgarii, avem mascul și femele, am separat masculii de femele pentru că nu este perioada încă de împerechere. Aici avem un cerc carpatin care tocmai a căzut coarnele și acolo este femela lui, o cheamă Piții, sau că am luptat un piculeț la început pentru că el este încă agresiv. Am înțeles. Până undeva la sfârșitul lui martie, de perioada lor de împerechere. Aici avem împreună lamele și cerbii lopătari și aici sunt cerbi lopătari, am făcut un schimb de animale, de fapt mai mult ne-au făcut sub formă de donație de la grădina zoologică Ion Crișan din Reșița. Am primit cerbi lopătari pentru că nu aveam. Și mi s-au donat în perioada acum 3 ani ratoni, coați și cerbi lopătari. Da, dragă, știu că aștept mâncare. Ia, cine e? E lama, lama glama. Aici avem la Toni. Sunt foarte drăgălași. Aici aveți o pereche, 3 coati, da. Uitați că ies acum, vedeți că mi-au zis, hai ieși afară. Ei simt că vor mâncarea, dar am dat-o să le aducă Ion. Pe porcul asiatic. Da, da, e porc pitic asiatic. Și acolo încă este, aici sunt masculii. Aici avem vulpile, deci perioada când năpârlesc. Acum arată un pic mai urâțele, dar așa este perioada de năpârlire la lup, la urs și schimbă blănița. Ia uitați și leii mei frumoși, cât de frumoși. Aici am pus iederă deasupra pe cuști ca să nu stea mai mult în soare, deși le place foarte mult soare. Aici am o ursaică bătrână, are undeva la 38 de ani, acum în august are 38 de ani. Am pus-o aici pentru că îi dăm mâncare mult mai bună față de ceilalți urși. Le mai aduce tratament, îi mai dă vitamine, îi pune în apă pentru că, vă dați seama, media de vârstă e undeva la 35-40 de ani. Simba, ce faci, iubire? L-am adus când avea, asta este Georgiana. Sau i-am pus numele de Nala și chiar ca la desene animate. E iubita mea, ce-i? Hai! Și este mamă și fică. Când l-am adus din străinătate, că atunci am adus lamele, când am dat tigrii, am adus lamele și puiul de leu pentru că nu aveam leu mascul. Avea 5 săptămâni când l-am adus. Așteaptă și el carnea. Hei! Simba, vrei să vii, te rog? Și tu vrei? Hai, iubita mami, și tu. Bine, hai. El știe că vine carne, deci până nu mănâncă, nu o să-l vedeți, deși arată superb. Asta e mama și aia-altă este fica. A, și el acum așteaptă să zic. Da, deci el știe că vine papa și trebuie să-i arunce de sus, că noi aruncăm într-o parte și în alta ca să-i vină mâncarea. O să vedeți. Da, el acum e agitat și nu vrea să vină. Simba! Hai, vină! Hei! Simba! Nu, asta face și că știi că aruncă carne și el vrea să pună stăpânire. Să vezi cum se aruncă pe carne. Ele vin încoace, iubitele. Hai! Și tu, și tu, și tu. Hai! Hai, iubita, lasă că știu cum vrea să vă mângâi. Am vrut să pun o leoaică acolo, să fie mai mult spațiu pentru ele, dar mă auzi și ea. Dar erau triste, să vedeți ce plângea una în față de... Da, și am zis mai bine le punem pe toți la un loc ca să fie... Simba de la ce vârstă aici sau el s-a născut aici? Simba s-a născut aici? Nu, l-am adus când avea 5 săptămâni. Am înțeles. Ea este femeia la cealaltă, este bătrână, deci are undeva la 17 ani și cealaltă are 10. Simba, spuneați că l-ați adus la 5 săptămâni? Din străinătate, din Ungaria. Le dăm carne, deci cam o pungă are 1,2 kg, 1,3 kg și le dăm undeva între 6, 7, 8 kg, depinde în fiecare zi. Eu după ce dăm mâncarea urmăresc. Știu câte kilograme am dat astăzi, vedem cât dăm mâine. Avem 2 pavieni cu mantie și în partea cealaltă avem 2 femele de măcat japonezi. Am avut o femelă care fura absolut totul. Deci dacă aveai telefon, pur și simplu și telefon le fura, le băga pentru acolo și fura telefoane, mâncare. O fetiță, ții minte, acum mulți ani în urmă, cred că era vreo 4 ani, s-a băgat să-i se arunce niște semințe și maimuțica de-a aprins-o de păr. Când am văzut muncitorii, a strigat, dar bineînțeles, na, părinții trebuie să aibă grijă, vedeți că sunt bare în care scriem, atenționăm toată lumea și suntem foarte puțini și nu putem face față chiar pentru toți. Aici avem lebede rațe găște, avem cel mai frumos lac, deci vă zic, nici Bârladul n-are, nici chiar Târgu Mureș n-are un lac așa de frumos. Ar trebui bine investit, aici, bine că îl văruim, îl facem frumos cu căsuțe, așa, cu tot, sunt superbe. Avem acolo și un pescăr, avem și o barză în interior, țăra care a venit, dar încă e rece să scoatem pe exterior. Bine, dar lebedele ar putea zbura, adică... Nu zbară, nu zbară. S-a adaptat la noi și nu, adică chiar dacă... Ele, dacă și-ar dori, ar putea să... Da, da. Și văd că nu pleacă. Ar putea să zboare, uitați, nu, îi place aici compania. Am apucat să văd pe Facebook, aveți o pagină pe Facebook. Da, Grădina Zoologică Rădăuți, da. Așa, destul de accesată și am văzut filmulețe, dumneavoastră sunteți practic și specialistul marketing, digital marketing, să înțeleg, pentru că am văzut filmulețe în care postați... Da, pentru că multă lume spune, venea de la ea și spunea, vai Doamne, dar nu știam că aveți grădină zoologică, nu știam că există la noi în Bucovina grădină zoologică și am zis, măi, hai să fac cumva publicitate, dacă nu se poate face altfel, să încerc să fac cumva publicitate Parcului Zoologic, că e păcat. Vin foarte mulți copii, zice, vai că într-adevăr nu e ca afară, dar vreau să vă spun că nu există persoane și animale mai îngrijite decât animalele care le aveți în Parcul Zoologic Rădăuți. Vin zi de zi și urmăresc mâncarea. Le dăm un pic mai devreme și sunt foarte bine întreținute, din punctul meu de vedere. Într-adevăr, spațiile, dacă s-ar reuși să modernizăm spațiile, deși toate sunt conforme, vreau să vă zic că spațiile de la lei, deși foarte multă lume critică, să intre, să vadă că interiorul și exteriorul care avem pentru 3 lei, deci sunt conforme și standard. Ce ați vrea să schimbați? Ceva... În primul rând, aș vrea să schimb la lei. Într-adevăr, aici aș vrea să fac pe spațiu care există, am putea face exact așa cum este la Sibiu. Am fost la Sibiu, am fost la Târgu Mureș, am fost peste tot, știu cum este, este superb și aș fi foarte încântată dacă m-ar ajuta să putem schimba un pic spațiul la lei. Cum ați convinge dumneavoastră un turist să vină la Rădăuți să viziteze grădina zoologică? De ce e ea deosebită? Ce i-ați spune? În primul rând că animalele sunt foarte bine îngrijite. În al doilea rând vreau să vă spun că sunt multe persoane care nu-și permit să meargă în străinătate să vadă un safari. Consider și aș vrea să vedeți bucuria copiilor care vin să vadă, mai ales ei se bucură de animalele mici, cum e sporcușor de Guinea asta. Ar fi frumos, aș fi vrut cum e în străinătate să facem un mini zoo în care ei să interfereze cu animale, să le dea, să le hrănească, să facă bine. Sunt multe lucruri de făcut și aș putea să vin cu o grămadă de idei. Ce să vă spunem, veniți și vizitați grădina zoologică, parcul zoologic din Rădăuți, da. Pentru că avem cele mai frumoase animale și cel mai frumos parc zoologic din țară, din România.